primele 5 clasate înainte acestei etape s-au impus în această rundă, dovadă că odată cu apropierea de play-off aceste echipe își turează motoarele și ajung la forma optimă. A câștigat Favro, a câștigat CFR, FCSB în această seară, Rapida seară și de asemenea ieri CSU Craiova. O să avem o emisiune foarte interesantă pentru că sunt foarte multe faze de arbitraj, iar ceea ce s-a întâmplat ceva mai devreme în primul meci al zilei este absolut uluitor și o să comentăm. Avem atât de multe faze în acel meci încât foarte probabil că mare parte din emisiune o vom acorda acelei partide. Dar până atunci, FCSB Petrolul, prima dată vorbim despre fotbal. Ce ar fi de spus, Pandi, după acest meci? Victorie lejeră. S-au speriat poate puțin acolo în minutul 9 când au egalat cei de la Petrolul, dar imediat minutul 27 penalti. Gol frumos al lui Companiu cu capul, a venit la colțul scurt, s-a demarcat foarte bine și a lovit bine balonul cu capul. Un gol frumos al lui Juman, minutul 87, și cam asta este istoria. La Petrolul nu te aștepți la nimic în momentele astea, pentru că ia 9 goluri în 2 meciuri. Este adevărat cu CFR acasă și cu FCSB în deplasare, dar 9 goluri sunt foarte multe goluri. Faza asta e frumoasă, e autul primat al lui Radunović, după care pasa lui Radunović pentru Coman. Se distrează acolo puțin cu apărătorii, ajunge mingea la șut, șut care din închizător ajunge acolo în careu de 16 metri și marchează. Lejer pentru FCSB meciul ăsta cu Petrolul. Totuși, surprinde, să comentăm un pic această fază și aș vrea să punem un stop cadru. Ne-am mai referit la momentele de genul ăsta pe care FCSB le tratează într-un mod aproape total diferit față de toate celelalte echipe din prima ligă. O să punem un stop cadru în momentul în care se execută cordul. Doi jucători în față acum? Da, numărăm jucătorii de la FCSB, da? Foarte avem bine. 2, 4, 6, 7, 8, portarul 9 și doi jucători. E foarte bine. E excelent, da. Dar mă gândeam, bă, dar dacă tot lași 2, de ce nu lași 5? Dacă lași 5 în față, nu, adversarul nu ține 6 acolo? Deci nu lași toată echipa, că nu mai vine nimeni, la corner. Deci noi vedem aici că există un atacant contra unui apărător, cu excepția jucătorului care e la bară. Deci e unul contra unul. Compania e poziționată acolo, undeva pe prima bară, ca să taie... mingea vine cum e intrată, executată, intrată de Budescu cu piciorul drept, să el să intervină dacă cumva ajunge pe prima bară. Mingea ajunge în acea zonă, e deviată, ok, cu șansa ajunge undeva pe bara a doua, trenează prin careu pe acolo. Vion, domnul Zuta vorbește de principiu. Că în momentul în care te apere așa, tu riști unul la unul. Îți asumi? Că văd că e gol. Și nu e prima dată. Înseamnă că își asumă. Și atunci consecințele se văd. Consecințele se văd tot timpul. Păi cum așa trebuie dacă tu iei gol aproape la fiecare meci din fază fixă a adversarului? Păi pare că nu ai nicio treabă că e gol. Ce treabă ai că e gol? Lași 2, lași 3 în față, lași 4, persistă în aceeași greșeală. Poate voit până la urmă. Poate așa e filozofia lor. Așa vor să interpreteze aceste faze fixe. Da, și asumă aceste riscuri, posibilitatea că adversarul să înscrie, de dovadă că au cam înscris în ultima perioadă din faze fixe. De altfel, FCSB-ul primește goluri mai mult în urma acestor faze fixe. Da. Eu am treabă și cu omul de la prima bară. Dacă l-ai pe Companiu acolo, uite-te aici, în momentul ăsta, nu mai bine pui la bara a doua, acolo vezi, vine golul. Vezi la Târnovanu că în momentul când vine cornerul, Târnovanu se duce spre colțul scurt cum ar veni, da, unde e Olaru. Care parte rămâne goală? Partea din stânga Baradoa, lui, da? Rămân 5 metri acolo. Pune-l pe ăla de la prima, dacă tu l-ai pe Companiu. Pune-l la bara a doua și poate să te salveze la gol. Nu știu aici dacă putea la asta. Pentru că tu vorbești de principiu. Eu vorbesc de principiu. Da. De ce e acolo jucătorul ăla? Da. Și aici, și pentru asta poate au explicații. Asta spun că poate au explicații. Dar mai e ceva. Ai un portar foarte înalt care
poate să iasă bine pe centuri. Păi, în situația asta, spui la ambele bare atunci, că de unul, da, îți spui la ambele să... bare atunci, și da. Îți iese portarul pe centuri și ai o altă da. În momentul când vrei, să, când vrei să iasă portarul, atunci pui și la ambele prima bare. Și la a doua și lași pe el să stea pe undeva, pe la 3 aici e o problemă. Prima. Trebuie să aduci unul din față înapoi. Nu, că nu ai cum. N-ai cum. Nu. Ah, cum să-i aduci pe el din față. Dar nu, acum, chiar, dacă tu lași 5 oameni din față, adversarul ce face? Stă cu 6. Păi sunt 6. Adversarul? Da, 6. Dar 2 a ținut 3. Dacă e deștept și șmecher, stă și el tot cu 5. Teoretic, da. Și dacă înțelegi? E și mai șmecher, îi lasă pe aia 5 în față și se duce cu toată lumea să bată corner și sunt în superioritate. Petrol a rămas cu 3. Petrol a rămas cu 3 acum. Deci, da, deci tu trimiști 5 în față. Da. Și adversarul îi lasă pe aia acolo să, de, să stea la centru și vine cu toți în careu. Ce se întâmplă? Gol 90%. Mai ales dacă își bați și ajungi în careu. Da, dar uite, Petrolul ține 3 acum. Unul la, da. Unul la dublaj și doi în marcaj. Bun, altă discuție. Sunt 7, 6, 5 în care este absolut, absolut surprinzătoare decizia FCS, de fapt decizia lui Becali, de a-l scoate pe jumătate din primul 11. Practic pregătește această mutare în pauza meciului cu Argeș. În momentul în care îl scoate pe jumătate, pentru a le face loc celor doi, Octavian Popescu și, și Coma. Dar acum, la startul meciului, tu scoți practic cel mai în formă jucător al tău în ultimele 4-5 etape. Care ți-a băgat 7 puncte în buzunar, a punctat, a marcat de fiecare dată. De altfel, pentru mine, cel mai bun jucător în ultimele 3 jocuri, fără ăsta de astăzi, a FCSB-ului. Un element important în angrenajul echipei. Da, o decizie... Nu pot să spun ciudată, pentru că te așteptai să-l scoată, l-a mai scos și cred că îl va mai scoate ca să facă loc celor doi jucători. Văd că tot forțează acolo cu Octavian Popescu ca și okay. Inter, eu, dar fragilizez puțin linia eu, mediană. Eu înțeleg că tu vrei să joace cei doi, dar scos chiar cel mai important jucător din teren? Asta este marea problemă. Nu mai contează. Ai văzut? Păi pentru Becali nu mai contează, nu? Okay. Poate pentru noi contează, dar nu e poți elogven. Să-l pierzi pe acest cel mai bun jucător. Exact. Să-l scoți din formă, exact. Să-și piardă încrederea. Ei bine, seara asta nu și-a pierdut-o. Mi-a plăcut una... reacția lui după ce a intrat, a marcat un gol frumos. Stați-mă că am venit, am intrat de pe bancă, stai, tot eu marchez, sunt șmecher, sunt bun... Lasă să mă țină pe bancă când dintr-o fac treaba. Mi-a plăcut reacția lui chiar. Tu ai spus bine, îi bagă 7 puncte în buzunar, dar nu îi bagă 7 milioane în buzunar. Corect. Și da. Atunci bă, îi bagă doar 1 milion în buzunar, păi, mai stai și pe bancă, că vedem. Nu e atât de important să joci. Da, dar nu ai șanse mai mari să câștigi meciurile implicit titlul cu Edjuma în teren? Întreb și eu, nu știu, la cum arată Edjuma. Hai să vedem pe cine scoate atunci, pe cine trebuie să scoată. No. Nu trebuie. Da, păi, echipa trebuie să înceapă cu Edjuma, ce să mai vorbim? Echipa începe cu Edjuma, cum? Așa ar fi logic. Trebuie, așa trebuie. Numai ce zic eu că trebuie. Așa ar fi, corect, logic, da. Aia trebuie, numai ce zic eu că trebuie, adică nu e... Cei care pot să aducă profit, așa gândește. Sunt... Octavian Popescu okay, și atunci îți asum că nu ești atunci jucătorul din teren. Decât a mea, e o părere proastă. Atunci, deci... scoți cel mai bun jucător din teren. Bun. Dacă așa e strategia, nu e foarte bine. N-ai nicio treabă să-l scoți. E simplu. Trebuie să joace ăștia. Doi, nu are unde să joace. Și gata, stă pe bancă. Care e problema? Ok, în seara asta n-a fost o problemă. Păi, la celelalte meciuri. Poate nu-l mai scoate la celelalte meciuri, îl bagă. Eu mă îndoiesc că tu crezi că Juma va fi titular la meciul de la Arad? Da. Eu cred că ar avea nevoie de impact fizic, eu joc în deplasare, altceva, echipă... O să vedem, eu nu cred că va fi titular la acest meci, eu cred că va fi tot cu Octavian Popescu și cu Coma, pe atunci chiar nu are logică. Cu teren prost... Păi spui-ți care e logică atunci. Nu, poate să fie Coma în vârf, de exemplu. A, că lipsește... Lipsește companiul, da. Eu cred că Miculescu va fi vârf. Miculescu? La Arad îl bagi? Mă rog, mai e până atunci. Bun, vedem golul lui Edjuma, să-l comentăm un pic pentru că totuși merită. Am văzut unul asemănător aseară din partea lui Dragoș Rigore. O să le și comparăm și o să cer părerea invitaților. E și vina portarului? Adică... Deci o bagă în poartă. Pe asta așa mi se pare și mie. E acolo. S
se bucură frumos. E, eu nu mi-a plăcut reacția lui. Da. Privește curat din gea aici, nu, excelent, fără preluare. Da. Excelent, da, o cadrează, prinde da, spațiu porție, super, da. Pe direcția portar, portar da. Este acolo. E surprins portarul și da. Are un reflex întârziat. Nu știu de ce ar fi atât de surprins, într-adevăr. Se duce cu mâinile, se duce aiurea, așa, vrea să boxeze. Poate să facă ce vrea. E pe el mingea și e golul lui. Putea să facă mult mai mult. Hai să vedem și reușita lui Dragoș Grigore, pentru că sunt asemănătoare și ca procedeu și ca poziție în teren sunt asemănătoare. Atâta facem doctor. Abstracție da. De importanța golului, că aici nu avem ce să discutăm. Care vi se pare mai frumos și mai greu? Pe mine nu pot să mă întreb. No, mie place mai mult. Mie place mai mult al lui Grigore. De ce? Îmi place că ok, face control, se coordonează excelent acolo, e totul se întâmplă exact cum scrie la carte. Bun, pe Juma, da, poți să-mi spui că este o execuție directă, fără control. Da, într-adevăr, mai pretențioasă, să zic așa, că atunci când îți faci controlul, cum se întâmplă la Grigore, poți să... te să controlezi mai bine, ți-o așezi. Da, numai că aici nu e eroare de portar. Aici nu are nicio șansă. Pe asta spun, e o diferență. Și ăsta tot, coordonarea. Deci spuneți Dragoș Grigore, domnul Zota Dragoș Grigore, Pandi? E grea lui Ejuma. E grea, când e grea. Dai din prima. Dar aici preluarea și-o face foarte bine, pentru că mingea vine învârtită, vezi? Bagă puțin în ea interiorul, ia uite, și vine învârtită, cu toate astea reușește. Dacă n-ai, deja când ai pus-o din piept și ți-ai pus-o bine, după aia e mult mai ușor să dai. Aici e mai greu, că e din, din prima. Hai să ascultăm pe Companio, să vedem ce spune, apoi o să vedem cum a marcat golul din acțiune. Și apoi să vedem discuție despre cartonașul galben pe care l-a încasat și care îl face indisponibil pentru meciul din etapa următoare cu UTA. Bună seara, felicitări, omul meciului. Astăzi două reușite, ai înscris și din acțiune. De cât de mult îți plac aceste centrări? Bună seara, mersi, dar... Cel mai important e că victoria, că am câștigat totele trei puncte, dar după, sunt fericit și pentru mine, pentru că pentru atacante gol e la fel ca oxigen, nu? Și, cum am zis mereu, nu-mi interesează dacă e penalti, dacă e central. Da, astăzi Risto a băgat o centrare foarte frumos. Și... prima a lui din campionat, iată. Da, dar a făcut unul și important de la Conference League. Da. Da. Nu, are piciorul bun, el și Sorescu. Sunt foarte fericit că joc în această echipă și sper că mergem înainte și putem să luptăm pentru campionat. Câtă nevoie aveai și de un gol din acțiune? Pentru că au fost multe din penalti. Da, nu, cum am zis, nu mă interesează prea mult de golul în general. Sunt atacante normale, e oxigen pentru noi, dar lucrul cel mai important e echipa, încerc să ajut echipa, sunt atacant și încerc să ajut cu golul. Te-ai supărat un pic că nu o să joci la Arad? Galbenul ăla te-a supărat? Da, da, e normal. Nu vreau să sar pe nici de meci, dar asta a fost decizia. Nu cred că era... I-am încercat să explic cu arbitru, dar m-a zis că m-a explicat că cu piciorul l-am încălcat și gata. Acum am mult timp pentru să mă antrenez și mă gândesc pentru șepți. Am văzut destul de supărat, ai fi gesticulat, practic te-ai rugat de el. Nu vreau să, cum am zis, nu vreau să stau acasă, am stat deja mult cu accidentare, cu suspendare, îmi pare rău, dar asta e. Simți adrenalina play-off-ului care va urma? Da, sigur, nu vreau, am aștept să vină, cercam, avem două meciuri, important ca să ajungem cu cele mai multe puncturi și după de acolo în fața începe alt campionat. Probabil te interesează și clasamentul golgheterilor din prima ligă și contează și faptul că... Mă interesează mai mult că pentru echipa, să luăm titlul, asta e obiectivul nostru și mă gândesc... Și titlul de golgheter nu te interesează? Nu, că la un moment dat l-ai condus. Bonusurile la gol. Nu am bonusuri la gol. N-ai bonusuri? Nu, ne avem, ne gândim doar pentru echipa și sper că să ajute echipa cu cât mai multe goluri sau astăzi să fie decisiv și castigăm.
Leo Strizu a spus ieri la conferința de presă că pariază pe tine, că vei da două goluri astăzi. A simțit ceva acum? Mersi la ei, nu stia, dar m-a plăcut că echipa a fost cu mine, că meci trecut am avut puțin de ghinion, puțin din precizia, nu am fost, am ratat multe ocazii și sunt fericit că astăzi s-a întors. Da, meci bun pentru Compagno, dublă, gol din penalti, gol din acțiune. Îl ajunge pe Dugan Zici în clasamentul golgheterilor, e o luptă importantă. Ăsta este golul, nu comentăm penaltiul, comentăm golul ăsta care e un gol frumos. Da. Frumos. Da. Știți câte goluri are cu cap în acest sezon? Mai mult de 4, nu cred că. Un, ăsta. Și știți câte goluri are în total în Liga 1 de când a venit el să joace cu cap? 3. 4. Cu asta. Deși ai, deși ai senzația că dăm golul cu capul și că... Nu, păi asta, păi asta a fost discuția. Da. Toată lumea joacă cu centrări, dar el are 3 goluri date cu capul. Da. Toate golurile date din penalti. Are așa. No, are goluri marcate. Atenție, la FCSB... Are goluri. La FCSB... Goluri ce? 6 goluri din penalti. Următoarea, că mi-a scris Ivan Manolache. La FCSB are 11 goluri... 6 din penalti. 6 din penalti. Știți câte are Juma? 8 plus 3 pase de gol. Compagnia nu are nicio pasă de gol. Deci, practic, Juma a produs același număr de goluri cu Compagnia, dar n-a marcat niciun din penalti. Dar nu putem să spunem că 11 goluri sunt puține. Sunt multe. Și adevărat că nu e ușor să transformi toate penaltiurile. Dacă îi spui penaltiurile, e bine? Ok, dar 5 goluri? Da. Cam puțin. Dar e bine când ai... Și le bătea aici Juma și avea aici Juma 14. Da, dacă le bătea aici Juma. Și nu le bătea pe toate, să spunem. Avea aici Juma. Avea... E Juma 14. Nu, că e corect și... Da. Îl ascultăm pe Leo Strizu la Flash Interview. Simplu decât părea la început. Avem acest, ne-am propus acest obiectiv în acest ciclu săptămânal în care să luăm maximul de puncte. V-am spus și înainte și la conferință. Am trecut și de al doilea meci. Nu cred că s-a pus problema cine câștigă astăzi. Această ocazie țin să felicit toți jucătorii pentru prestația foarte, foarte bună. Credeam că s-a acumulat un pic de oboseală, dar m-au contrazis, pentru că începând cu Olaru au făcut o mare risipă de efort. Jocul a fost la dispoziția noastră. Dacă eram mai atenți, cred că rezultatul era mai mare, diferența era mai mare. Ceea ce v-am spus și la conferință, am avut mare, mare încredere în companie. Da. Am spus că din astea două meciuri s-ar putea să dea să înscrie de două ori, a făcut-o doar în meciul de astăzi. Îl simțeam de la meciul cu Argeș, pentru că este un tip care trece foarte repede peste un meci mai slab, se concentrează și eu cred că este cel mai bun vârf la ora actuală din campionatul nostru. Nu vă îngrijorează și aceste greșeli din apărare care se tot repetă aproape etapă de etapă? Ușor, ușor ele vor fi corectate, dar atâta timp cât echipa are un apetit foarte ofensiv, cred că nu este bine că vin aceste momente de relaxare, dar... va începe play-off-ul și atunci va trebui să avem mult mai multă atenție pe faza de apărare. Spuneți de Compagno, va sta la Arad, cât va conta asta în jocul echipei? A intrat bine și Omrani. E bine că avem dubluri pe post sau avem atacanți foarte buni și cred că ar fi rândul lui Omrani să fie marcator. Practic, echipa câștigă și când nu este Mihai Pintilii. Cum vedeți această situație? Avem un lot foarte bun. Sunt jucători foarte talentați. În primul rând, sunt profesioniști și ei știu foarte bine ceea ce trebuie să facă în aceste 90, 95, 100 de minute. Practic, nu trebuie să dați prea multe indicații. M-ați avut oricum și tableta la... M-ați întrebat... despre decizia sau de colaborarea cu Pintilii, da. El fiind în tribună, eu fiind pe bancă, v-am spus că nu este absolut niciun fel de probleme, pentru că noi avem încredere foarte mare în echipă.
Da, da, ați avut tableta, adică a fost tableta acolo cu care ați comunicat, nu s-a ținut comunicarea cu el? Mă îndoiesc că cu cine se ținea comunicarea? Comunicare există, dar v-am spus, și eu și Pintili ne bazăm foarte mult pe jucători și pe echipă. Dar cum ați luat deciziile? Împreună pentru acest meci? Nu. Nu are rost ca să intrăm, știți foarte bine situația, Pintili e cel care decide. Egiuma intră și marchează. E un lucru bun pentru echipă. A marcat și din postura de rezervă. Ne dorim să înscrie de acum încolo mai mult, pentru că vom avea nevoie de un apetit ofensiv foarte mare. A fost și o replică din partea lui, acest gol până la urmă. Că a intrat de pe bancă, a dat gol. Cu siguranță se aștepta să fie titular. V-am spus că trebuie să existe, să avem grijă de un rulaj în această săptămână. Se acumulează oboseala, ne așteaptă un meci foarte greu la Arad, un teren cam rău. Și atunci acest rulaj a fost benefic pentru echipă. O să mai vedem acea tabletă și la următoarele meciuri? Nu știu dacă o să mai vedeți sau nu o să mai vedeți. Dar contează foarte mult atitudinea jucătorilor. Mai puteți, domnul Striz? Vreau să vă, să vă spun că am stat și m-am gândit. În această seară am luat o decizie grea pentru mine, poate și pentru club. Este ultimul meci în care voi mai avea colaborare cu FCSB-ul. Când ați luat această decizie? Decizia am luat-o astăzi, ieri, m-am gândit, dar cred că această decizie, din motive personale, îmi aparține. Nu o să cadă bine nici echipei, nici clubului, dar e mai bine pentru mine. Dar nu lăsați clubul într-o situație dificilă, mai ales acum că Mihai Pintili este suspendat? Aș vrea să închid acest subiect. V-am ne spus puteți decizia spune, domnul măcar ce sau câteva dintre lucrurile care v-au determinat? Nu. Nu vreau să intru mai mult dar în acest subiect. Dar ne puteți spune dacă au fost lucruri care v-au deranjat în această perioadă? Am motive personale în care m-a făcut să iau această decizie. Da. Nu este ușor, dar trebuie să o iau. În cazul în care nu se va găsi o soluție pentru banca tehnică pentru meciul de la Arad, totuși, pentru că e timpul scurt, vă gândiți să ajutați echipa totuși la acea partidă? Sau... Eu atâta pot să vă spun. Vali Iargăseală va avea demisia mea mâine pe birou. Deci indiferent ceea ce, dacă se întâmplă ceva sau nu. Și vreau să vă mai... ce? Dacă găsesc, nu găsesc, poate vă roagă să rămâneți. Nu se pune problema să nu ajut clubul. Am luat această hotărâre de la început în care am acceptat acest post. Indiferent că am contribuit sau nu am contribuit, am ajutat sau nu am ajutat echipa, eu cred că mi-am făcut datoria. Dar au fost... Vorbim la conferință. Da. Păi, trebuie să nu pierdem conferință. Păi ce să vă... Și-a anunțat demisia. Da. Păi da, dar au nevoie de... N-au nevoie de antrenor? A fost răspicat. Așa mi s-a părut. Și mâine dimineață, da. Sau mâine, cum s-a zis, Iargăseală are demisia pe masă. La revedere. Din momentul ăsta, cum e regulamentul? FCSB are la dispoziție 30 de zile. 30 de zile ca să-și găsească înlocuitor. Timp în care poate da oricine indicații. Da. Înțeleg, nu trebuie să fie un deținător de licență. Da, este da? Corect. Ok. Practic se suprapune această perioadă cu perioada absenței lui Pintili de pe bancă. Nu că el ar putea să dea indicații. Dar după expirarea acestei perioade și după ce Pintili revine, FCSB are nevoie de un deținător de licență. Da. Nu cred că e o problemă și va găsi pe cineva. Cum vi se pare gestul lui Strizu? E surprinzător? V-ați fi așteptat, Pandi? Nu mă așteptam, dar eu l-am auzit când a spus, nu parcă și mai devreme. Ne-am stabilit un target de 9 puncte după meciul de la Arad în săptămâna asta. Adică el era în
în săptămâna asta inclus. Eu cred că acum s-a întâmplat ceva. Pentru că... Acum când? Nu știu, acum, după meci. Nu cred. Păi dacă ieri ai zis că vrem 9 puncte, adică n-ai zis. Bun, el poate ieri în discursul pe care l-a avut a gândit în interesul echipei fără să lase să se înțeleagă că ar putea să plece, să nu destabilizeze. Așa câștigând acum, eu din ceea ce știu de acolo din interiorul clubului, că el s-a simțit foarte... Lezat. Umilit. Umilit. În toată perioada asta. Inclusiv de faptul că i s-a interzis accesul la momente. În moment ce ai acceptat, Danica, el a acceptat, ok, să știa că așa va fi situația. Nu știu dacă el știa, de exemplu, în momentul în care a acceptat, că în momentul în care FCSB va face un antrenament în Turcia, el nu va fi prezent. Nu știu dacă nu știu dacă el știa, de exemplu, că îi se va interzice prezența la antrenamente. În momentul în care a semnat pe chestia asta. Nu niciodată treaba asta. Și atunci toate lucrurile astea... Se adună și iată că cedează până și un om care oricum și-a asumat că vine doar să bifeze cu licența pro. Și cu toate astea cedează și destul de repede. El este un personaj din anturajul echipei de foarte mulți ani. Corect. Mulți ani, cred că corect. 20 ceva de ani, poate mai mult. Da? Da. Poate da. Chiar mai mult. Da. A fost și antrenor la echipa prieten cu toate... Peste 20 de ani. Peste 20 de ani, nu? Și era normal să... ajute echipa el și el licență. Să fie lângă. Numai că eu cred că dacă el a fost foarte pozitiv, cred că atitudinea celorlalți atât timp cât nu le iei în Turcia, nu-l lași la antrenament. Adică e prea umilitor. E prea umilitor. Și cât am mai râs noi puțin așa, mai glumit pe tema Strizu, eu chiar îl felicit pentru ceea ce a făcut în seara asta. E de apreciat. Da, și mie mi se pare, sincer. Ok, ai venit atunci nu să știi, da, ce, dacă nu, e de apreciat nu, dar... sau nu. Adică tu ai venit, ai știut unde vii. Stai să vedem, să adică nu se întoarcă până mâine, poate se întoarce. El a crezut că face antrenamentele, că ceva. Păi, și atunci ce te-a deranjat? Am dat două exemple. Ia să spun, una, ce te gândeai în momentul în care accepti că vei fi luat în cantonament? Sincer, așa, ce gândeai? Tu puteai să gândești orice, dar puteai să te gândești și că nu te ia. Nu. De ce? Cu o delegație de 50 de oameni. Păi ți-am spus de la început, noi avem nevoie de licența atât, ta, nu de tine. De prezența practic, ta. Prezența ta ne deranjează. Noi avem nevoie doar de licență. Nu, cum adică prezența ta ne deranjează? Păi dacă, cum adică nu i-a deranjat dacă nu l-ai luat acolo, nu l-ai la antrenamente? Păi nu, asta zic, dar în momentul în care te caut lui. Să vii să-mi bifezi licența, să-ți spun din start asta, vezi că tu de fapt ne deranjezi, păi dar avem nevoie doar de licența ta. Nu, asta i-a spus de fapt. El știa că asta o să se întâmple. Nu avem nevoie de licență, dar trebuie și fizic să fii. Asta e ghinionul nostru. Eu mă îndoiesc că Strizu, în momentul în care a venit la FCSB, știa că nu va fi luat în cantonament, că nu va avea voie la antrenamente și în vestiar. Sincer, eu mă îndoiesc. Că s-au întâmplat lucrurile astea... Păi nici în vestiar, unde stă? Stă la că ușă? S-au întâmplat lucrurile stă astea. Păi la... E o filmare la Sibiu în care se plimba pe stradă înainte de meci. Este o filmare, nu știu dacă ai văzut-o. Nu. Da. Care el înainte de startul deci meciului, nici în vestiar. Se plimba pe, nici în vestiar nu-l lasă. Pe stradă. Și atunci eu mă îndoiesc că Strizu știa lucrurile astea, suportându-le sau întâlnindu-se cu ele, a cedat la un moment dat. Că totuși orice om are o limită în a suporta ceva. Da. Adică asta l-a deranjat ultima dată că n-a intrat în vestiar. Penibilă pentru el. Da. Da, foarte penibilă, nu știu. Mă mir că a avut forța necesară să reziste chiar și până acum. Mi se pare că e foarte penibilă, dar cred că sunt vreo 50 care stau cu licența în mână să se roage de cine să-i pună. Da? Serios? Nu, nu cred că e nimeni. Nu mai au cum să mai pună pe nimeni de acum acolo. Cum să nu fie? Nu s-a găsit tot timpul. Tot timpul se găsește cineva. Licența. Ia-mă, stați puțin că sunt la biserică. Eu sunt de acord cu Pandi. Dacă mâine Becali anunță așa, aștept între 12 și 4 la președința candidați. Din centru. Da, cei care au deținători de licență și păi vor să... Păi nu poți să treci cu mașina pe acolo. Sunt de acord. Serios că sunt de acord. Cred că se va forma coada. Nu sunteți de acord? Aveți dubii? Nu știu, dar de fiecare dată când începeau interviurile cu Leo, nu ne așteptam la nimic. Și vedeam că nu e el și că noi îl mai cunoaștem. Nu? Adică e într-o poziție și față de familie, față de prieteni, față de cunoscuți. Eu cred că riști prea mult să-ți fluturi licența să vii, să fii ce?
să fii de râsul tuturor? Nu știu, adică, ok, poate acum 20 de ani, acum 25 de ani erau alte lucruri, dar acum... Eu sunt de acord cu Pandi că mulți ar face ce a făcut Strizu, dar eu cred că sunt și unii care ar refuza. Poate ar fi înghesială, nu? Unii, am zis, ei, nu. Eu ne-am spus că nu refuză, dar atâta timp când sunt o grămadă... Poate ar fi înghesială, cine... într-adevăr, dar vezi că s-ar putea să fie surprize. Să vină unii și să o flute și să pună anumite condiții. Băi, stai puțin. Să pună condiții, bă, pot să bag și eu capul în vestiar? Mă primiți și pe mine la baza de pregătire când ea trai? Pot să parchez mașina? Pot să parchez și eu mașina aici? Cred că astea te trebuie când te... În cantonament mă luați? Păi cum să te luăm în cantonament? Da. Nu te luăm niciunde. Oricum, asta este o știre, după părerea mea, mai importantă decât faptul că FCSB a câștigat acest meci, anume că rămâne și fără Strizu ca deținător de licență. Nu neapărat că Strizu face ceva. Pintilii va absenta oricum în următoarele trei etape. După această pauză de o lună, pauză, mă rog, dispensă de o lună, FCSB o să-l aibă pe Pintilii pe bancă, dar trebuie să-și pune și un deținător de licență pro. Vom vedea pe cine va alege. Companiu, că rămăsesem dator cu faza în care el a luat cartonaș galben, cartonaș galben care îl face indisponibil pentru meciul de la Arad din etapa următoare. El în timpul meciului contestă vehement acest galben. Are ce să conteste. Realizează că va fi suspendat și contestă simțindu-se nedreptățit. Dar o să vedem relurile și ne dăm cu părerea. Da. Cum e? Este clar că își calcă adversarul chiar dacă vine... Bine că a scăpat cu galben. Da. Când adică vezi intensitatea acțiunii... Păi, așa discutăm. Nu-ți dai seama, nu-ți dai seama așa. E roșu? Că nu cred că avem ce discuta dacă e cel puțin galben, că aici nu putem să... Mie nu mi se pare a fi de intensitate mare astfel încât să arăți cartonașul roșu. Ar fi avut, eu știu, regulamentar circumstanțe, dar vine jucătorul Petrol în alunecare... Admiteți că e între galben și roșu, nu? Cam așa? E cam acolo, dar... Nu, parcă nu mă interesează reacția lui. Nu, intenție adică, din partea lui nu este. Nu el este vrea asta, să nu devieze, să cu călcâi exact. Și... cu atunci trebuie să-ți ridici pasul, piciorul. Îl prinde pe Bart Maier, cu alu, care face un atac prin alunecare, dar o să, totuși... O să mai vedem niște faze în care... Dacă vrea să te curenteze... Te poate curenta, poate să-ți dea roșu cineva. Bine, la ce... Mi se pare că piciorul ăla drept e dus ca să calci, nu de altceva. Așa mi se pare. Prea-l duci în nu partea dreaptă. Nu spune neapărat că e roșu, dar îl duci în dreapta duci sigur să-l accidentezi. Duci în dreapta ca să faci ceva, să-l accidentezi că l-ai văzut. Dar eu altceva mă mir. Că nu-i spune nimeni lui Gigi, băi Gigi, vezi că are trei cartonașe, e 3-1 pentru noi, nu-i mai bine să-l schimbăm sau câte cartonașe are, da? Că dacă mai ai un cartonaș, nu joacă la trebuia asta. Sune, ce nu? Faceți? Nu sunteți pregătiți să-l anunțați? Că dacă n-ai știut, l-a lăsat... Erau mai mulți jucători care erau limitat. Da, dar l-a lăsat în teren, știi? Că la 3-1 puteai să-l schimbi, că după aia l-ai schimbat în minutul 70. Păi nu, tot l-ai schimbat în minutul 77. Dar de ce l-ai schimbat în minutul 77 când era 70 ala? Puteai să l-ai la rând. Repet, știi, dacă erau știi mai mulți jucători la limita suspendării. Poate acționa așa, adică îl schimbi pe, nu știu cine a ieșit. Ce a ieșit? Octavian Popescu, poate era și nu am acum repede lista, dar știu că erau oricum mai mulți jucători. Cordea, Florinel Coman, primii care au ieșit. Păi Cordea mi se pare că tocmai ce a fost suspendat. Nu, asta spun, dintre cei care au fost schimbați, știi, să vedem cine ar putea să aibă. Coman nu știu dacă era la limită, da, în fine. Nu, dar trebuia să-l anunțe și atunci îl schimba imediat, că tot îl schimbi minutul 77, da? Schimbai minutul 63. Bun, hai să le ascultăm și pe Tavi Popescu. A vorbit și el după acest meci cu Petrolul câștigat de FCSB 4-1. Bun găsit, Tavi, victorie astăzi, cum a fost? Bună seara. A fost un meci foarte bun pentru noi. Am pregătit toată săptămâna la antrenament și cred că am făcut un meci foarte frumos, cu goluri multe. Spectacol ați făcut? Păi spectacol, goluri multe, da. Cât de importantă este această victorie, ținând cont că nu ați reușit să câștigați pe teren propriu în 2023, ați spart în sfârșit gheață? Da, este prima victorie, dar am avut ghinion până acum.
și este foarte important că a reușit și ăsta este un derby cu Petrolul și suntem bucuroși că am reușit să câștigăm. Pentru noi începe play-off-ul de acum și trebuie să ținem mai victorii pe linii. Tavi, pentru tine cum e toată discuția asta? Unii Inter, alții, bandă stângă acolo, tu cum te vezi mai mult? Eu joc unde sunt folosit și sper să o fac cât mai bine. Dar cum ai primit vestea că vei juca Inter? Pur și simplu, când mi-a spus echipa, am aflat că joc Inter. Și cum ai reacționat? Normal. Adică tu te simți bine acolo? Simți că poți să dai randamentul 100% sau tot banda stângă îți place acolo? Eu joc unde sunt folosit. Simți că trebuie să joci și pe mai multe posturi, să fii un jucător polivalent pentru a face pasul în străinătate la o echipă importantă? Contează foarte mult și asta, dar depinde. Fiecare cred că are o poziție preferată pe care se simte în largul lui. Ai avut astăzi o ocazie acolo, n-ai reușit să o bagi, ai încercat ceva cu... sau ai lovit-o prost? Nu, acolo nu mă așteptam să ajungă mingea la mine și m-am dus din instinct cu exteriorul și din păcate am ratat. Te-am văzut destul de supărat, ți-ai pus și mâinile în cap, vorbeai și singur. Da, am fost supărat pentru că nu prea am mai marcat de câteva meciuri și sper să intru din nou să marchez. Să știi că am analizat cifrele tale apropo de sezonul regular, sezonul trecut și cu acest an. Într-adevăr, sezonul trecut ai marcat de 7 ori, ai dat 2 pase decisive. În acest sezon, până acum, ai 2 goluri și 6 pase decisive, deci ești cumva nu acolo. Nu prea pot să le echilibrez. Nu-ți place? Tot cu golul vrei să fie mai... Nu contează, oricum să câștige echipa. Da, poți să faci o comparație între Tavi Popescu de anul trecut și Tavi Popescu de acum? Cum te-ai schimbat? Cred că a fost mai matur, dar anul trecut marcam, pur și simplu. Deci asta te macină un pic faptul că nu reușești să marchezi? Nu mă macină nimic. Vin, îmi fac treaba, îmi place să mă distrez pe teren și pur și simplu. Cum ați primit vestea că Mihai Pintilei nu va mai fi alături de voi în următoarele etape? A fost un șoc sau vă așteptați? Noi venim, mergem la antrenament, ne antrenăm, venim la meci și cine stă pe bancă, noi ne facem datorie. Bun, am stat pe Octavian Popescu. Vedem și imagine cu Pintilii, că tocmai a fost întrebat Octavian Popescu despre Pintilii. Prima etapă de suspendare a fost aceasta din seria de 4, dictată de Comisia de Disciplină. Îl vedem aici, alături de soție și cei doi copii. Și eu vă spuneam și pe parcursul meciului, sau mă rog, vă întrebam, e în regulă totuși? Ok, ești suspendat, dar tu ești acolo în calitate de antrenor al FCSB-ului, la job, adică la muncă. E ok să vii cu copiii sau să stai lângă familie într-un astfel de moment? Că întreb, eu nu acuz nimic. Întreb, sunteți oameni care v-ați activat multă vreme cu domnul Zota. Păi știu că Liga la un moment dat delegase unul din observatorii... Nu, UEFA făcea chestiunea asta. Nu s-a preluat așa, nu-i modelul ăla, să stea acel tribun lângă cineva. Da, să stea lângă antrenor. Dar nu s-a făcut asta în România. Dovadă, da, și imaginea asta. Păi, ar trebui să se facă. Ok, adică mi-a să răspunzi la întrebare. Atâta timp cât UEFA acceptă ca antrenorul suspendat să fie pe stadion la meci, dar unul dintre oficialii jocului să fie lângă el, să vadă dacă nu dă indicații, de ce n-ar fi la meci? De ce n-ar fi? Nu este ideea, este, dacă ți se pare că e acolo cu familia la meci sau ți se pare că e acolo e decizia lui. De fapt asta este. Decizia lui, evident că decizia lui, dar dacă e normal să apară cu familia într-o ipostază în care el își face totuși jobul chiar dacă e suspendat, că se uită, dă indicații, că nu-l oprește nimeni. Nu-și face jobul. Ei, nu-și face, cum nu-și face jobul? Dar ce face? El nu dacă e suspendat, nu are voie să comunice. Nu vorbim teorie, vorbim practică acum, domnul Zota. Adică exact ce se întâmplă. Mă rog, nu vrea să răspundă domnul Zota, am înțeles. Pandi. Păi, ți-am spus, pare că vine cu a venit cu familia la așa meci. Așa mi se pare și mie, da. Vio? Da, mă rog. Nu știu, eu am alt stil. Nu, n-aș putea să stau... cu familia și să fiu concentrat în același timp, chiar dacă sunt suspendat. Nu știu, mă rog. Nu prea să adică familia să stea în stadion, vine, dar să stea în altă parte. Și eu să fiu focusat pe meci. Asta era discuția. Am auzit ceva mai devreme pe Strizu, vorbind la Flash Interview, despre
demisia din funcția de antrenor principal la FCSB, demisie pe care o va semna mâine și o va înainta lui Valeriu Argăseală. Ați văzut când a plecat de la Fleș, a spus vorbim mai multe la conferință. Vedem un pasaj din această conferință de presă pentru că spune niște lucruri interesante. A fost un meci al noastră, dar ce? Am stat foarte mult și m-am gândit. Am luat această decizie. Vrea ușoară, nu mă. Cred că e corectă. Pentru că nu am vrut să ajung să fac acest pas, dar nu credeam că există o sursă care poate să comande unele articole în ziar, care nu au făcut altceva decât m-au adus într-o postură foarte, foarte negativă. Deci era luată de ieri, de la conferința de presă prevăzătoare, nici nu sau azi, când ați luat? Toată săptămâna, toată săptămâna, această, nu cunosc, nu știu cine e, această sursă m-a ridicat foarte, foarte mult. Și atunci am spus că dacă în interiorul clubului sunt curios și eu să aflu, sau poate să iasă, și o să vedem cine este această persoană, această sursă, să îmi spună în față unele lucruri care nu le apuncă în presă. Dacă este bătat, n-am nimic împotrivă să îmi spună tot ceea ce acum am dat. Cei din club nu vor să rămâneți în obiectivitatea ta cum mi-ai gândit, spune, da? Cei din club nu vor să rămâneți în club de echipă. E, îți place să mi-ai gândit, spune, da? Decizia am luat-o acum, decizia am luat-o acum, nu mă voi schimba. Pentru că, nu știu dacă m-a spus sau m-a spus, ceea ce spun este în permanență în susține. Dar nu este dezamăgitor pentru dumneavoastră să sunt în punctul acesta în care echipa a luat foarte bine, chiar astăzi a bătut 4-1 și dumneavoastră să plecați de echipă din cauza unor factori externi, nu al rezultatelor negative? Dacă m-am văzut, sau dacă m-am filmărit, a fost un dialog, nu cred că din partea mea ați auzit vreodată vorbe urâte la adresa colegilor, la adresa echipei, la adresa echipelor cu care ne batem la titlu, a antrenorilor, la arbitrare. Dar am dat timp pot să suport unele critici din exterior, dar atâta timp cât v-am spus această, nu știu cine, această persoană, această sursă, care alimentează în permanență presa cu lucruri urâte despre mine, nu cred că pot să continui cu acest lucru. Dar cum vreți la ce vă referiți? La ce materiale au fost? Toate materiale care au fost acum, cred că le știți foarte bine și nu am ușa o să acum să vorbim despre ele. Dar nu este puțin ciudat să vă crede cineva chiar din interiorul clubului în această situație în care... Eu sunt curios cine comandă aceste materiale, pentru că apare din surse din interiorul clubului. Atunci, chiar mi-aș propune să iasă în față, dacă are curajul, să spună eu sunt cel care nu te vreau sau care nu face de tine. Atunci, voi nu sunt tipul care se postez, dar o să încerc ca persoană fizică, mea în timp contact cu steaua, să pot să-i răspund la unele acuzații care mi le aduce. Mult mai detaliat la conferință, Leo Strizu, ce ați înțeles? Hai! Erai viteză! Hai! Ia să te aud, M-am bucurat când... Zice exact ce mi-ai zis mie. M-am bucurat când l-am auzit la Fleș că își dă demisia, că nu este într-o poziție confortabilă și că
chiar am crezut totuși că într-un final are demnitate și vrea să schimbe imaginea care și-a creat-o, da, prin poziția în care el ne-a arătat ultima perioadă. Acum vine cu niște argumente care mă face să schimb puțin viziunea. De ce? Pentru că el spune: ce m-a făcut pe mine să iau decizia asta? Păi cineva din interiorul clubului a alimentat niște surse, a fost o sursă pentru presă, iar presa a aflat niște lucruri care se întâmplă în interiorul clubului. Da. Păi adică care lucruri ar putea să fie? Păi sunt alea care deja se știu, ne gândim noi, ne dăm cu presupusul aici. Mm-hmm. Păi care? Că nu ai acces la antrenament, că nu ai fost luat în cantonament în Turcia, că probabil n-ai acces în vestiar, da, nu? Cum a fost situația aia la Sibiu, că se plimba prin oraș, nu? Deci, practic, ești doar formal acolo lângă echipă, echipă și doar cu numele. Păi ce te deranjează pe tine? Că ești în poziția asta? Sau te deranjează că află lumea că tu ești în poziția asta? Te deranjează că a aflat lumea de la o sursă din club. Așa pare. Așa pare, da. Că află lumea că ești preș. Da. Că și asta l-a deranjat, de fapt. Adică, băi, eu stau aici, înțeleg, știu ce e asta, bă, dar măcar să nu spuneți nimica. Când aud că toate astea au ieșit și deja lumea le știe, nu mai îmi convine. Eu cred că e important și modul în care negociezi chestia când te duci. Că e ca la un antrenor. Exact. Dacă eu mă duc și pe care îi spune, bă, dar ce se negociezi, Dani? Ce negociezi? Imediat îți spun. Da. Nimic. Pe care se implică să-ți facă schimbările, da? Da. Și tu zici, ok, accept, dar putem bate palma că nu faci public? Ca să nu se afle? Pe care îi zice da, după care le face public. Am dreptul să specifici în contract? Nu, zic așa, ca deal pe care îl faci. Bă, dar să rămână aici, între noi. Ce se întâmplă? Să nu afle presa din interiorul clubului. Cu cine faci asta? Cu Gigi? Să rămână între noi, bă, nu? Vorbeam ca principiu. Da, ți-am spus. Și principiu. Ca toate principiile. Oricum, direcția în care bate Strizu, cred că e Mihai Stoica. Nu văd altă persoană. Adică nu cred că se referă cumva la Becali, nu cred că se referă cumva la Bargăseală. Să-i supără pe Făiniși. Sau Făiniși, Mache și, mă rog, pe acolo. Adică, cred că Mihai Stoica. O să fiu curios să vedem cum o să răspundă. Dar ca să revenim puțin la subiectul Strizu, analizând toți ceilalți antrenori care au fost până acum la FCSB, este evident că Becali făcea schimbările, că făcea echipa și așa mai departe. Dar chiar în situația asta, ca antrenorul să nu fie în vestiar, să nu meargă la antrenamente, păi n-a fost niciunul. Adică ce, Petrea nu făcea antrenamentele? Dică nu făcea antrenamentele? Păi da, era statutul lui Pintilii. Pintilii face antrenamente. Adică e... Dar au mai fost... Tudoran. Păi nu făcea... A fost, de exemplu, Țiți Dumitriu ca să-i asigure licența Pro Lure 2. Eu cred că Țiți intra în vestiar. Bineînțeles. Mergea la antrenamente în 2015. Da. Da, mă rog, o să iei de urmă de acest subiect și inclusiv ce va spune Mihai Stoica. CFR UTA s-a jucat astăzi după amiază la Cluj, a câștigat CFR 2-1. E unul dintre acele meciuri în care trebuie să vorbim doar de arbitraj, după părerea mea. Adică nu putem să vorbim de fotbal în acest meci. Sau, mă rog, putem să vorbim, dar eu cred că e în plan secundar. De ce vorbim de arbitraj? Pentru că l-am avut așa, central pe Rusandu, în camera VAR pe fratele lui Ișvan Kovac și Șabolt Kovac. Bun. Și acum să vedem fazele în ordinea în care ele s-au desfășurat, analizăm și la final dăm și note. Minutul 22. Rusandu acordă penaltă. Urmează o comunicare cu camera VAR de vreo 3-4 minute, pe care rămâne pe această decizie. Ce e aici? Mie nu mi se pare penalti. Cred că este o atingere la nivelul cu piciorului stâng al piciorului drept al ambilor jucători, dar o atingere așa, foarte mică, nici pe departe o astfel de atingere să provoace căderea spectaculoasă a atacantului. Deci,
nu este absolut nimic. Din punctul meu de vedere este o simulare care este sancționabilă cu lovitură liberă indirectă și cartonaș galben. Ce vedem aici este că Rusandu este foarte bine plasat, da, și controlează fază. Alte păreri? Adică în sensul... Din punctul meu de vedere, aceeași opinie, da. Practic, atingerea aceea este o mângâiere. Da. Deci de multe ori, când te atingi așa cu mâna și se face un câmp electric, da, și te curetea. Deci, nu, e simulare. O simulare pentru mine. Prima mare problemă aici, cum ne mai inventezi un penalt dintr-o simulare fiind atât de bine plasat? Asta e prima întrebare pentru Rusandu. Da? Adică tu transformi o simulare, adică nimic, într-un penalti, fiind plasat excelent. A doua întrebare e ce face VAR? Sau Rusandu nu vrea să meargă să revadă faza asta, susținând că a controlat-o foarte bine? Eu mai degrabă asta, cred. A doua variantă. Da, că nu a vrut să se ducă. Adică a doua variantă, varianta asta. Da, n-a vrut să se ducă, am fost bine poziționat, am văzut tot. Și n-a vrut să se ducă. Știi ce, cu varul ăsta cel mai mult nu-mi place, că trebuie să ne dăm cu presupusul. Da. Și nimeni după o etapă sau alta nu iese să ne spună și să ne informeze. Măcar învățăm ceva din acele comunicate, dacă corect, a existat. Sunt perfect de acord, da. Deci absolut nimic, nicio comunicare. Doar că suntem cei mai buni, că avem arbitrajul la cel mai înalt nivel. Atunci hai să facem ceva, hai să-i facem să ne spună ceva. Că parcă suntem și noi prea băieți buni de tot. Da. Ai de toate. Nu? Prea băieți buni suntem și noi, așa, deci noi presupus, ne dăm cu presupusul și ne dăm într-una până când o să iasă să explice ce, păi, ce să ne dăm cu presupusul mai mult decât aici. Este evident o greșeală, clar, evident. Nu suntem băieți prea buni, spun eu. Problema nu este că e greșeală, problema este că această greșeală nu este îndreptată la VAR. Aici e problema, că dacă faza asta era în sezonul trecut, o închideam repede, simulare, a greșit arbitru, e vinovat. La revedere. Că ziceam de la anul, o să mai avem faze de genul ăsta. Da. Nu ziceam așa? Păi așa ziceam. Mai ales pe relori clare, unde ne ajută. Bun, prima fază, prima mare eroare pentru Rusandu. A doua fază. Îl ajută de act, totuși. Îl ajută de act că nu marchează. Mă rog, da. YouTube 45+3. CFR marchează golul de 2-0. Rusandu validează golul, după care este chemat de VAR să-i se spună că intervenția lui Collinger aici este fault. Și asta fiind faza premergătoare... La Milosevic sau la cine? Da, la Milosevic, da. Păreri, la fel. Domnul Zotă. Păi, faultul este evident. Adică nu cred că avem ce discuta și aici avem doi mari fotbaliști. Deci... Pe chiar eu, că ai fost atacant. Cum e aici? Fault. 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 Bun. Bun. Ce mă, Dane? Da. Și aici, uite, vedem. Rusandu controlează faza. Perfect, nu în acest perfect moment. În celălalt unde se vede că o controlează la perfect. Da. Adică el vede cum Collinger intră, nu are nicio intenție să joace mingea și intră în spatele adversarului. Este un fault evident. Sare asupra adversarului. Este articol de regulament. Asta este prima mare problemă, că el nu detectează acest fault în timpul jocului, fiind foarte bine plasat. A doua mare problemă din punctul meu este că se duce la VAR și are nevoie de foarte multe relori să se convingă. Deci tu nu ești în stare să interpretezi fault după ce ai văzut una, hai, două relori? Ce foarte simplu, chiar e foarte simplu, nu înțeleg. Foarte simplu, se vede clar, intră fundașul, n-are nicio treabă cu să câștige duelul aerian, da, acolo, e un atac întârziat, ajunge contratimp, îl bruschează, deja Milosevic lovise balonul cu da, 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 capul. Da. E evident. Fault. Adică e de neînțeles. De neînțeles de două ori. De două ori. Repet, odată că ești foarte bine plasat, nu vezi, ok, da, tot greșeală e, mergi și stai acolo ca și cum mai e puțin și spui nu prea mi se pare chiar fault din moment ce stau să revedez 10 ori. Uite, acum s-ar putea să înțeleg de ce a stat mult așa. E frică, uite ce-l ceartă. Și Camora, și Deac, și Dan frică Petrescu. De? Păi nu știu, văd aici. Săracul. Frică nu, dar, de? Păi acum, bă, îl ceartă și... Are și okay, față și? De fricos. Are și față nu, de ce să fie frică? Și tu l-ai fi certată? Să fie frică de cine? De cluburi? De cine? Păi de ce? E capabil să ia o decizie. Nu are personalitate. N-are... Uite, Camora s-a dus, Dan Petrescu s-a dus, acum vine de...
Petrescu îi cere explicații, Petrescu a spus după meci că lui nu îi se pare fault acolo, că a văzut faza. Uite, mă rog, dacă iau trebuie. Petrescu e subiectiv. Dar dacă era... invers. Invers. Era fault. Era fault. Un pită mai... Da, 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 faultuiu. Minutul 66. Este eliminat Malița. Aici dă fault și scoate cartonașul galben. Și nu-mi dau seama foarte bine dacă îi trece jucătorul prin față în momentul în care are loc. Deci nu înțeleg grimasele, nu înțeleg ce gesticulează Malița după intervenția asta. Nu știu, ce nedumerire are. Ce nedumerire ai, omule, că aproape ai rupt piciorul. Deci, dacă nu l-ai rupt. Și aici se duce și stă foarte mult, vede foarte multe relori. Cred că mai multe relori decât la faultul ăla la Coringă. De ce? Ai impresia aici după penaltul? Eu nu cred că e de comentat asta. Adică e de comentat doar comportamentul arbitrului, nu decizie. Aici zic că sunt evident. După penaltul pe care îl dă, de fiecare dată când se duce la VAR, ai impresia cu frică, că el caută ceva, știi, să nu întoarcă decizia, știi? Și acolo încerca să vadă dacă cumva și Milošević intră în Kolinger, dacă Kolinger nu intră în el, adică avea impresia că tot timpul încearcă ceva. Acolo. Și eu am o explicație aici de ce stă. Avea o luptă cu varul el. Eu cred că el încearcă să-și dea seama dacă Maglița atinge mingea sau o șterge, dar are importanță? Nicio importanță. Eu cred că așa cred eu. La fel, dacă nu are nicio importanță, el nu știe că nu are nicio importanță. Păi atunci ce stă tu? Păi, ce mi-ai explicat mai devreme. Să se convingă, are lupta lui cu varul, să vadă dacă varul... Eu l-am văzut pe Colțescu, l-am văzut chiar și pe Kovács, s-a dus o dată la var, s-a uitat un pic, o reluare, gata, dacă era clar. Păi cum, te uiți de 10 ori la faza asta în care îi rupe piciorul lui Vukčević? Bine, iar venim, lasă-mă că a luat decizia bună până la urmă, asta facem noi, știi? Zice, bine mă, măcar că a luat decizia corectă. Bine și asta, dar asta spunem la primele, la următoarele două, dar la prima n-a luat după cea bună, că nu s-a zavar. Păi nu, el în timpul meciului, ce am analizat până acum, a luat totul greșit. Totul greșit. Pentru că a greșit la penaltiul acordat CFR-ului. Și la următoarele două. A greșit în timpul meciului când a văzut faultul lui Kolinger, a greșit aici că a dat doar galbenul de roșu. Da. Aici e așa, așa, așa. Nu, eu spun, a greșit, Pani. Vede piciorul ăla, el acolo, zici? Păi atunci ce de galben? Se obține de ce de galben. Se duce, vede ceva că e pe picior, dar nu vede piciorul ăla că e cum e. Nu dai galben dacă ori dai, adică tu nu apreciezi în timp, în timpul meciului, că, dar eu am spus greșeală. Atasă, intenția, o vezi cumva, trebuie să o vezi, nu știu. Nu știu unde e el ca poziție, dar el e în stânga un pic aici. Da, e acoperit, nu vede, dar oricum. Asta spun, că aici ar minutul 72. CFR era deja în 10 pentru că fusese eliminat Maglița și dea care această intervenție pentru care primește cartonaș galben. Deci aici, Deac, nu știu, spun de la început că nu știu dacă e chiar roșu, e cam între așa și spun de ce. Intenția lui Deac este clar să se ducă, nu are nicio intenție să lovească mingea. Este clar. Se duce cu talpa asupra genunchiului adversarului, nu-l prinde foarte bine și se duce pe tibie în jos. Deci, da? Deci intenția este de lovire. Singurul element. Pentru că din ce vezi așa, aici spui că e roșu clar, evident. Singurul element care mă conduce puțin să spun că poate ar fi roze, cum spune Emil, e intensitatea. Deși Deac vine cu viteză, se duce să lovească. Eu pun altfel întrebare. Dacă el dădea roșu aici, ni se părea că e eroare de arbitraj? Nici vorba. Asta e și impresia mea. Deci dacă vedea aici direct roșu, spunea cineva, a nebunit arbitru, cum să fie roșu aici? Mai repede e roșu decât pentru mine aici. E roșu, nici nu stai la discuție. S-a dus la VAR la asta? Nu. Iar nu s-a dus, nu? Nu, bine, aici nu știu dacă l-a chemat. Cred că da, nu l-a chemat. Nu știu dacă l-a chemat VAR. VAR nu, dar... Nu, e... Dar... Nu știi. Nu l-a chemat... Altceva vreau să scot în evidență. N-am văzut ca în etapa asta atâtea faulturi, deci oribile. Da. Oribile și la Chindia cu, cu Craiova. Deci, oricum, comparativ cu alte campionate unde fotbalul e mult mai intens, se joacă într-o dinamică și o viteză extraordinară,
Dar nu vezi atâtea faulturi. Nu, acolo nu are nimeni intenția să faulteze. Aici, prima intenție să faulteze. Aici numai capace, numai faulturi, numai tălpi. Bun. Deci aici Drag trebuia eliminat. Da. Faza a patra eroare pentru Rusandu. Apoi, minutul 88, este o fază acuzată violent de Balint după meci. Că, spune Balint, aici trebuia penalti. Intervenția lui Sava asupra lui tot Miloșević, da. Domnul Zota, explicații pentru această fază. Deci este un atac al portarului, chiar dacă lovește mingea și evită golul, după aceea vine cu piciorul drept și lovește pe adversar. Este fault, este penalti. Pentru că și cartonaș galben, cred. Aici este clar cartonaș galben. Piciorul drept pe piciorul stâng. Vă aduceți aminte de penaltiul obținut de Bărbuț împotriva Argeșului? Da. Când degajează portarul și nu se mai oprește și lovește pe Bărbuț, cam aceeași situație din punctul meu de vedere și eu consider că e penalti. Cei de la Arad au postat o fotografie cu piciorul lui Miloșević după această intervenție, după meci. A trebuit să durăm un pic acolo pe piciorul stâng pentru că, mă rog, e rațiune de televiziune, nu putem să dăm cu sânge și cu... Deci... Sunt urmele crampoanelor jos pe... Cred că și pe genunchi. Da? Deci, de la genunchi jos. Da. Această imagine mai mult ne face să ne gândim la ceea ce ar fi trebuit să facă Rusandu. Pentru că jocul nu se reluase, putea să vadă consecințele acestui atac și putea să ducă la VAR. Lucrurile sunt simple, adică putea să repare greșeala acum. Da, poate solicita. Corect. Da? Chiar dacă cum a reparat-o și la a doua situație și la a treia, nu? Adică și la eliminare și la golul anulat CFR-ului. Da. Bun, și mai avem o fază, în minutul 89 sau 90, un posibil penalti pentru CFR, minutul 89. Admitem prima dată dacă e faul sau nu, după care vedem dacă e în careu. Domnul Zota. Pare mai mult fault. Spun cum analizez faza. Mingea este la distanță de joc de ambii adversari, de ambii jucători. Cel care are totuși prim planul este jucătorul CFR-ului. Înainte de contact, ambii jucători se îndreaptă unul împotriva celuilalt, în direcția celuilalt. Numai că jucătorul celor de la UTA, Otele, vine cu o forță mult mai mare, o forță disproporționată. Da? Deci aici ar fi putut acorda penalti. Faul, spuneți că o să vedem mine dacă e în care. Da. Sau... Mi se pare faul. Pandi, se pare faul? Și mie mi se pare fault. Ăsta este locul contactului. Mi se pare că Jvec ajunge înainte. Se duce da, pregătit se de duel, umăr la umăr. Dar ajunge puțin Otele în fața lui și Otele, spate, crezând că vine da, să-i dea umăr la umăr, ajunge până la urmă să-i dea umăr în spate. Da, și mie mi se pare. Și pentru mine e fault. Cred că este pe linie, cumva. E cel mult pe linie, dacă nu în interior. Da, dacă da. Nu în interior, pentru că, practic, piciorul drept al lui Jvec abia mușcă din linie, e clar corpul lui este în spate, interiorul careului. Da, dar e în careu. Nu, e în careu clar, nu avem ce discuta aici. Păi și avem așa atunci. Una, două, trei, patru, cinci, șase faze pe care le-am analizat, la toate, ia decizia greșită. În teren. Mai rezolvă din ele cu VAR. Ce fel de arbitru e ăsta? Foarte bun. Partea rea este că sunt 5 în favoarea unei echipe și una care nu mai conta în favoarea celelalte. Pe vremuri, parcă se spunea, o acuzație gravă adusă arbitrului era chestiunea cu strică spectacolul sportiv, parcă așa da, era? Da, aia. Se poate spune la meciul ăsta? Bine, aici sunt greșeli și la fiecare îi scade. Eu cred că o să aibă o notă mică la acest meci. Depinde cine a fost observator. Observatorul contează foarte mult în analiza raportului. Deci contează foarte mult observatorul. Ce notă-i de observator? N-am întrebat întâmplător cine sau ce fel de arbitru e acesta.
Rusandu, la începutul lunii octombrie, în acest sezon, este delegat la meciul Chindia Rapid. Și o să vedem următorul moment, pentru că l-am găsit. La 1-0 pentru Chindia are loc această fază. Cu Rapid marcând, egalând în minutul 19. Se validează golul. Păi cred că se anulează, nu? O secundă. După care este chemat Rusandu să interpreteze el dacă îi se pare sau nu offside în momentul în care se trimite mingea către poartă. E un jucător aici, în spate. Și el interpretează, stând acolo la VAR, exact cum a stat și astăzi, că este, că intervine în joc. Și anulează golul. Rapid pierde acel meci, nici mi-aduc aminte. După acel meci, a fost una dintre ieșirile publice a lui Vasaras, în care a spus că și arbitru VAR și centralul au greșit grav. Iar Rusandu, din acel moment până la meciul de astăzi, deci timp de 5 luni și ceva, a mai arbitrat un singur meci, Mioveni cu Argeș. A avut vacanță prelungită. Cred că va merge din nou în vacanță prelungită. Ce? Mioveni cu Argeș. 22 decembrie. Păi asta zic, el n-a fost suspendat 5 luni, a fost suspendat. Zis, nu prea a mai fost delegat. Luni, a delegat. Da, a fost delegat la prima, da, până la prima până delegare. Până la prima 2 luni și jumătate. Hai, aia poți să spui că e suspendare. Da. Poți cumva să afli și cine a fost observator la meciul ăsta? La care meci? La meciul din seara asta? Ne uităm pe... Sunt curios. Chiar să vedem... De ce? Ce e atât de important cine a fost observator? Pentru că în funcție de raportul observatorului o să vedem și dacă o va fi suspendat sau nu. Păi nu! Păi și dacă e X observator nu va fi suspendat și dacă e Y va fi cam așa, am lăsat senzația. Da. De fapt, observatorul așa, poate și el să fie suspendat, dacă nu... Păi poate, sigur. Poate, nu? Păi sigur că... Păi și se bagă cineva să facă ceva când vezi asemenea... A fost Zoltan Secheli din Baia Mare. A fost arbitru asistent FIFA. Arbitru asistent FIFA, da. Da. Bun. Două lucruri. De două lucruri mi-au aminte în anii trecuți. Ziceam că astfel de faze nu o să le mai avem când ne salvează varul. Și doi, nu aveam noi discuțiile, le aveau alții, spuneam ce o să mai facă experții și, mă rog, moderatorii prin emisiuni, că nu o să mai avem ce discuta de arbitraj din momentul în care va interveni VAR-ul. Păi, mi se pare că vorbim mai mult de arbitraj. Păi numai despre asta vorbim, de când am început. Din păcate. Deci la fiecare meci stăm să vedem greșelile făcute. Mie mi se pare că vorbim mai mult de arbitraj de când stau... Eu ți-am spus acum ceva timp, că mi se pare că au mai mare putere. Nu știu, astea cu penalturile, cu toate astea le decid cum vor. Chiar dacă vede toată lumea că, că nu e nimic, că nu, tot dai penalti. Deci n-ai nici cea mai mică problemă. Ne pregătim ca din punct de vedere tehnico-tactic să disecăm echipele, să explicăm ce lucruri, dar nu ajungem acolo. Ajungem. Sau prea puțin ajungem. Și vă informația de la acest meci, Petrescu înțeleg că a luat cartonașul numărul 4 în acest sezon și va fi suspendat la Sepsi. Da, meciul de la Sfântul Gheorghe. Că și la antrenor se ține la, la fel. Oricum, un asemenea arbitraj, sincer, mai rar. Și încă n-a început play-off-ul, unde presiunea este, este mare. Bun, despre meci, așa o impresie, Pandi? CFR UTA? Prima repriză la discreția CFR-ului, după care UTA face schimbări și se mai complică lucrurile, cu toate că Camora poate și el să dea gol în minutul 67, are o mare ocazie, una dintre puținele dăți când el urcă și ajunge acolo într-o poziție bună pe partea stângă. Roșul lui Malița nu i-a încurcat deloc, pentru că nu știu dacă a jucat de la început Malița, adică ei jucau nouă încă de când a început meciul, așa că erau obișnuiți când a ieșit. Au mai fost câteva ocazii, Postolache are una cu capul, parcă nu, da, destul de mare, dar bagă capul în minge și trece mingea puțin pe lângă poartă. CFR-ul câștigă, dar uite că sunt semnele astea toate de întrebare, ce se întâmplau dacă erau analizate corecte lucrurile. Da, corect, așa e. O să luăm acum o pauză comercială, o să ne întoarcem, o să vedem ce s-a întâmplat așa seara la Botoșani Rapid, un meci liniștit din perspectiva arbitrajului. O să vedem la Craiova Argeș și o să vedem niște faze de la Chindia cu, cu FCU Craiova, un meci despre care chiar Nicolo Napoli, antrenorul Craiovei, a spus că a fost de nota 3. Botoșani Rapid câștigă Rapid, aici vorbim de fotbal că n-am avut probleme de arbitraj. Vio, ce ți-a plăcut la Rapid și ce nu ți-a plăcut la Rapid? Rapid vince, mă nu-mi convince, cum spun italienii, da, aceeași problemă a Rapidului la jocurile în deplasare,
comparativ cu ceea ce joacă pe teren propriu, este o mare diferență. Nu înțeleg de ce. Meciul l-au trăit periculos. Practic ei câștigă cu un super gol marcat de către Grigore, fundașul central, care încep de la capăt, care intră pe finalul jocului, să apere 1-0. Scoți un jucător de atac pe Costache și introduci un fundaș central care îți aduce 3 puncte extraordinare, 3 puncte foarte importante în economia clasamentului pentru Rapid. Dar așa, Botoșan a început foarte bine. Au niște situații incredibile, prin Mailat, care la o fază este egoist, nu pasează în fața porții, pe un contraatac, după o acțiune extraordinară a lui în banda stângă, ajunge în Careu de la poartă în loc să paseze în fața porții, după ce are Roman o acțiune, o minge deviată, un șut al lui Drago, ajunge la Roman și acesta înscrie, dar golul este anulat pe motiv de offside. Paradoxal, contrar cursului jocului, Rapid deschide scorul printr-un șut al lui Pănoiu pe finalul primei reprize, un șut care trece printr-o pădure de picioare și ale rapidiștilor și ale celor de la Botoșani, în careul Botoșanului. Este 1-0, intră cu avantaj de un gol la pauză, dar la adăpostul acestui 1-0 există întotdeauna riscul ca adversarul să te surprindă și să egaleze, ceea ce se întâmplă pe final de joc când Camara intră și el de pe bancă, egalează în minutul 90, iar lovitura o dă Rapidul pe finalul jocului, minutul 94, cu un super gol al lui Grigore, 3 puncte mari, deci o victorie cu mare noroc obținută de Rapid pe un teren complicat, dificil, dar ce spuneam în debutul comentariului, jocul în deplasare suferă, da, a Rapidului și nu este la primul corect, pe numai câștigat în deplasare joc în octombrie, de acest cred, gen. Da. Dacă nu mă înșel. Sunt 3 puncte importante Bun, pentru ei. Discutăm și despre Craiova FC Argeș. Craiova câștigă, foarte greu câștigă acest meci cu FC Argeș, trece prin emoții mari, ocazie colosală pe care o ratează Crețu pentru Argeș la 0-0, după care vedem direct cum se produce penaltiul din care Craiova marchează singurul gol al partidei, cu Tofan în prim plan. Pe Tofan l-am auzit și la Flash, interviu după meci. Nici nu știu ce să explice. Poate fi explicabil că să ai un moment ăsta de blackout total în timpul meciului și să produci așa ceva, să comiți așa ceva, Pandi? Nu prea poți, cred. Ce este? Dar ce să crezi? Nu înțeleg ce ai putea să crezi. Că te depășește mingea și ajunge la asta, bar. Da, dar și ce faci cu mâna? Adică pui mâna că ce? Ai chestia, vrut... La mână mă farpează poziția lui Tofan, care este foarte jos acolo și practic îl ține în poziție regulamentară pe Ivan. Nu știu cum a ajuns să... Nu, dar el aici... cred că nu e cel mai jos. Stau prost, în linia defensivă. Dar oricum, s-au vreo doi acolo, da, el și doi. Cei drept, că am mai văzut hențuri de genul ăsta. Da, pe care nu le-am înțeles nici atunci. Nici atunci nu le-am înțeles. Ce să înțelegi așa ceva? Dar mingea cred că e și afară, dacă nu, sau ajungea, nu ajungea Ivan? A fost frică. Nu, cred, eu cred da, că nu ajungea. Nu cred că era acolo Ivan. Da. Dar mă gândesc că era mai putea greu să bage protejeze, mingea. Putea să mă gândesc că era viu mai greu să bage mingea corect de acolo decât de la punctul de la 11. Mi-am impresia că Ivan nu se mai ducea, credea că iese mingea. Da. Și s-ar, nu se mai ducea după ea. Exista posibilitatea ca mingea să prindă pământul care... Nu, dar n-ai cum să pui mâna asta niciodată. Alunecă mult mai repede și iasă în afara jocului. Nu, sunt trei acolo jos de tot. Vedem execuția penaltiului. Ivan trage și marchează. Aici avem o problemă cu centralul. Deci cum să nu repezi penaltiul ăsta? Păi îl călca, îl bruscai. Nu, dar eu am spus că mai puțin și nu Bayram. Bayram era, se urca, Vidican nici se urca nu vede penaltiul bine de Bayram. Da. Păi de la o parte, nu vezi cu mâna dreaptă, îl dă puțin la o parte să vadă penaltiul. Cred că s-a bucurat că nu l-a călcat pe picioare. Dă-te voi Bayram la o parte, să văd și eu ce se întâmplă chiar așa. Vedem acum două etape, un penalti repetat pentru o jumătate de metru. Și aici unde te incomodează pe tine ca arbitru să-ți faci treaba, nu mai repeți. Trebuie, se întâmplă niște asta este uniformitatea ciudat aplicării legilor jocului de către arbitru. Eu înțeleg, de exemplu, dacă această fază, să o reluăm, Bayram era la locul lui și era intrat doar Ișvan.
puteam să înțeleg că nu repeți. Că zici că, deși regulamentar, bă, da, pe tine te încurcă Baia Ram. Nu vezi nimic. Dar nu vezi nimic. Tu îi jucător cu mâna dreaptă pe jucătorii de la să nu intre, că așa cam... Și Baia Ram este... Mâna ta e în spatele lui Baia Ram. Exact, mâna e în spatele lui Baia Ram. Îi făcea loc, dacă apărea portarul, se ducă Baia Ram să bage în port. Totuși e distractiv, așa cum Craiova arată, Craiova cum arată? Păi Craiova are momente și momente, momente mai bune, momente mai puțin bune. Nu știi de un soi în momentul ăsta pe Craiova, nu știi ce face mâine. Mâine joacă unde joacă, nu poți să spui că te aștepți la nu știu ce, pentru că a jucat ba mai bine, în general repriza a doua, pentru că în prima repriză nu dau gol, ajung greu la poartă, joacă în repriza a doua. Nu știu de unde să iau în momentul ăsta pe Craiova. Tocmai această inconstanță a Craiovei i-au privat de foarte multe puncte. Da. Ca așa poziție e. Puteau să fie mult mai sus, dar nu, așa cum spunea și Pandi, o echipă ciudată, o echipă care astăzi poate joacă extraordinar, câștigă, dar nu știi sigur etapa viitoare dacă mai face ceva, te bate voluntar. Adică, da. Nu că joci cum joci. Adică nu poți să te bazezi pe nimica. Pare că e un fel de Tottenham? Nici pe aia nu știu. Tottenham la fel, da. Nu știu, parcă e... Ba, o bate pe City, ba, după aia pierde. Ba, pierde cu Milan. Deci niciodată nu antice. Acum o spulveră pe Chelsea. Ai făcut comparația asta și mă gândesc la Arsenal și Faro. Parcă îi văd campioni. Și pe unii și pe alții sau doar pe Arsenal? Amândoi. Și pe Faro? Da. Vezi că farul deja e periculos. Se termină sezonul regular. Deci, practic, weekendul ăsta e weekendul celălalt. La minutul 90 o să facem ce am mai făcut. Cum credem că se termină play-off-ul. După ce vedem configurația, punctajul, mă rog, în jumătății, vedem și țintarul și așa mai departe. Chindia, FCU Craiova, meciul a fost de nota 3. Așa ne-a spus Nicolo Napoli și trebuie să-l credem, pentru că practic s-a autoacuzat și s-a autoironizat el fiind antrenor la Craiova. Vedem 3 faze de arbitraj aici. Ia 4. Ia. 4 faze. Începem cu minutul 3. Exact, minutul 4. 3-4. Orozco, intrarea la Button. Button. Cum e? Ce? Păi, atac violent pe glezna adversarului, care poate crea o gravă accidentare adversarului. Cu crampoanele pe gleznă. Cu intensitate, cu răutate. Deci aici, poate n-a avut noroc. E roșu? Eu zic că e roșu. Clar. Bun. Minutul 24, alt posibil roșu, la Albu. La Dragoș Albu. Nu știu, deci, voi parcă nu-i fotbal, frate. Vedem niște acțiuni, etapa asta m-a șocat. Dar ideea este în felul următor. Dacă... Cum să te duci așa? Uite. E cum? S-a dus cu piciorul intenționat deasupra... Nici pe vremurile alea... Uite. N-a avut nicio... Nici pe vremurile noastre nu erau așa, tălpace. Nu? Dar de ce se întâmplă faza asta? Pentru că în minutul 4 nu s-a luat decizia corectă. Da. Că dacă acolo se lua decizia corectă, nu e, mai apare. E roșu și aici. Păi și aici. Așa că ai dat galbenul, a zis și aici tot galben. Dă-i roșu, nu contează. Și minut, ce treabă ai cu minutul, că-i 3, să nu rupi jocul? Nu, ăla trebuie să aibă grijă, să nu pauteze. Nu tu să nu rupi. Ce-i asta? S-a dus clar să-l lovească cu talpa pe tibie. Asta e mai urât decât primul. Sigur că e mai urât. E sus. Și are mai una și mai urât. Bun. Posibil roșu la Ganea. Minutul 27, dar 3 minute după ce am văzut mai devreme. Puneți rămâna la ochi. Tot galben. Păi, nu, dar chiar n-avem ce comenta la astea. Adică lucrurile sunt evidente, iar atacurile sunt cu violență, sunt cu talpa, cu crampoanele direcționate exact către piciorul adversarului, adică cu intenția de a accidenta, de a lovi. Uite, deci ai n-are nicio treabă cu mingea. Ai ținut cu galben de la început până la sfârșit, indiferent ce făultoaie erau, nici nu conta pentru tine. Păi da, dar ăștia de la Craiova au făcut foarte bine. Dacă au văzut că nu ai dat nimic, au început și ei să-ți rupă picioare. Aici chiar că trebuie urmărit
și observatorul, ce observator este și ce va păți Popa, pentru că nu poți. Nu poți să tot. Nu, nu, adică așa arbitraj. Și mai avem o fază. Și după aceea te aduce la un joc de nota 3, cum spunea Napoli. Dacă te intri într-un joc din ăsta de de uzură, la de uzură și dacă nu mai tu dai cartonaș roșu minutul 4, îi poate de la început. S-a terminat. Da. Uite că așa o ține tot meciul. Aici, scotul ăsta lui Akhmatov, ce este? E de roșu? Mie mi se pare că în dreaptă... În dreaptă nasă. În dreaptă cotul spre adversar. Asta parcă așa e in between, așa, cam între galben și roșu. Dar este clar că vrea să lovească. Dar... Îl lovește. Nu, de lovit îl lovește. Îl lovește. Da, nu știu, aici... Nu știu, poate aici... E de discutat, spuneți. E de discutat puțin, dar și dacă dădea roșu, nu... Bun. Dar nu puteați dea roșu aici cum n-a dat la celălalt. Ce să mai dea roșu de... Păi asta, dacă e cea mai puțin clar, era Kulbis de aici. Deși bine, de cum se arbitrează, nu mai înțelege oricum nimic. Ce... Problema e că tot arbiții ăștia vor fi și în continuare. Că nu ai de unde să scoți alții din Joben. Ăștia vor fi. A, că Rusandu nu va mai arbitra poate până în vară. Dar se vor întoarce Radu Petrescu, Barbu, care sunt suspendați de la faza aia cu Edjuma. Se vor întoarce alții care la rândul lor au fost suspendați. Dar mai avem o fază, nu știu dacă mai avem timp. Care fază? Una de Kung Fu. La Meleche? Da. Haideți să vedem pe aceea, dacă ziceți că minutul 24, că tot am, la Mioveni voluntar, posibil cartonaj roșu la Meleche. S-a dus un tic la jucătorul. Dar să dea cu călcâiul în mingea aia. Așa și se duce, s-a dus, direct s-a dus cu genunchiul direct în stomacul adversar. Uite. Și vine tare. Și vine cu viteză, cu intensitate. Ce intră? Adică... Nu, serios, bine, nici nu urmărim campionatele din Bulgaria, Ungaria, că poate mai găsim și pe acolo. Vedem atâta fotbal la televizor, dar... La Cernomore Var, dacă e Iliev acolo, antrenor. Nu vezi așa faultul. Nu? Am mai văzut, te uiți la Bundesliga, te uiți în Franța, te uiți în Premier League, te uiți în Spania. Au trei faulturi tot meciul, ce jurile știi care sunt. Nici nu-i prins pe aia, deci... Dar nu se uită nimeni să lovească. M-am uitat la Liverpool cu Real Madrid meciul, la nebunia de meci, și prin minutul 27... Nu era niciun fault. Niciun fault. Eu zic, băi, ăsta nu află, era Kovac, ce zic, câte faulturi au fost? Și m-am uitat, un fault. Un fault făcut de, cred că, Real. Liverpool nu a făcut niciun fault. Nu avea o treabă să faulteze, ce să faulteze? Formidabil. Haideți să vedem clasamentul. Astăzi, comisia de recurs din cadrul FRF a amânat pentru marți o posibilă decizie în acel caz Sepsi-FCU. Meci care a fost deocamdată are rezultat la masa verde 3-0 pentru Sepsi. Punctele sunt în acest clasament. Dar chiar și cu acele puncte, FCU are în continuare șanse, pentru că sunt 4 puncte. FCU mai are acasă cu Botoșani și în deplasare cu Sibiu. Sepsi are acasă cu CFR și în deplasare cu FCSB. Iar Craiovei trebuie un punct peste Sepsi din astea două meciuri ca să ajungă în... Deci orice ar fi, Craiovei trebuie două victorii. De fapt, orice ar fi, trebuie două victorii și să nu câștige cel puțin două puncte Sepsi. Asta sunt condițiile pentru ca FCU să fie în play-off. Adică Sepsi să ia maxim un punct. Maxim un punct. În două meciuri. Foarte grele. Foarte grele, da. Și foarte posibil. E foarte posibil. Iar cum arată Sepsi, să ia niciunul în ultimul timp. Să ia niciunul, e posibil. Dar Craiova... Da, trebuie să ia 6 puncte, e cam greu. Craiova trebuie să ia maxim. Dar Craiova nu poate să termine meciul cu Blănuță și cu Picolomo și să vrei să te duci în... Probleme de efectiv. Achim accidentat, Bauza accidentat. Da, să spun, dar n-ai cum. N-ai cum așa. Să ne mai raportăm un pic la clasament și în partea de sus. Spuneam, primele 5 practic au câștigat toate în această etapă. Semnele de întrebare aici din perspectiva pozițiilor, care sunt foarte importante pentru că ele dau țintarul în play-off. Cine va termina pe primul loc dintre Faru și CFR? Cine va termina pe locul 3 dintre FCSB și Rapid? Cam astea ar fi așa. Și cine va fi așa să echipă în play-off? Cred că astea sunt în mare... întrebările pe care ni le punem. Aici sunt niște meciuri directe. Joacă Farul cu Rapid ultima etapă. Păi da, meciuri directe spuneți între echipele de play-off. Între echipele ale primele 5. Da. Deci astea sunt... Și Sepsi cele două meciuri. Și Sepsi cele două meciuri.
cu CFR și la București cu FCSB. Exact. Aici cred că se poate schimba ceva. Mâine începe etapa cu numărul 29 și e un meci foarte important. Cluj-Faru, două dintre echipele care sunt cele mai în formă, pentru că Cluj are două victorii în ultimele două meciuri. Faru merge foarte bine și e și pe primul loc. Și un duel de zile mari al antrenorilor Sabău versus Gică Hagi. Mulțumesc mult, Vio, Pandi, domnul Zota, vă mulțumesc și dumneavoastră. Seara bună!